va fi un meci ușor garantat. O echipă bună care ne-a pus, adică ne-a și bătut în turneu, meritat într-adevăr, pentru că am dominat, până am luat roșu am dominat un meci, dar am avut ghinion acolo, acum sperăm să facem o figură frumoasă și să-i batem. Iată că mutarea aici la Aripile a fost de bun augur până la urmă. Ați câștigat, cum este atmosfera la lot? Atmosfera este foarte bună, toată lumea se gândește doar la victorie și doar să câștigăm toate meciurile până la vacanță. Mutarea la Aripile și mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că jucăm foarte bine pe sintetic, am bătut fiecare meci, chiar am marcat și multe goluri și cred că le este dificil și echipelor care vin se pregătesc pe iarbă să joace pe sintetic la meci. Plecarea lui Ianis la lotul național, iată, vă dă puțin peste cap așa echipa și planurile. Crezi că va fi un impediment să vă impuneți? Ne bucurăm pentru Ianis că a plecat la lot și urăm baftă acolo, însă pentru noi nu este chiar ușor, pentru că este problema cu juniorul. Dacă este junior din poartă, va trebui ajutor în teren și nu știm exact cum va fi situația. Suntem siguri că vom face o figură frumoasă chiar și așa, chiar și fără el și îi urăm baftă. Puteți încheia anul numai cu victorii? 100%? Eu așa cred. Toți ne dorim asta și vom începe cele trei meciuri, dacă părerea mea că dacă batem vineri cealaltă dorim să câștigăm asta. Mulțumesc. Ne așteptăm mâine o partidă, cred eu, foarte dificilă, un adversar puternic, o echipă de jucători foarte tineri, un antrenor tânăr care știe să se pună în valoare. Sper ca băieții să fie la ora jocului, să fie pregătiți din toate punctele de vedere și să obțină toate cele trei puncte, pentru că sunt foarte importante pentru noi. Aveți și o revanșă de luat. Meciul tur disputat la ei a fost pierdut așa, cam nedrept. Da, a fost un meci care părea la îndemânarea noastră. Am avut 1-0, am avut penaltii, puteam să închidem jocul, să facem 2-0. Din păcate, nu am reușit, am luat și cartonaș roșu și de acolo cu toții știm ce s-a întâmplat, dar sperăm ca mâine să nu mai facem greșeli care ne-au făcut și să reușim să câștigăm meciul într-un mod categoric. Convocarea lui Ianis la echipa națională, iată, produce anumite modificări, atât în poartă, cât și în teren. Cum crezi că se vor descurca cei care vor intra, eu știu, în fața ta, tu ai experiență, la tine nu se pune problema. Da, pe această cale țin să-l felicit în contă pe Ianis, îi doresc multă baftă. Sper ca ceilalți juniori din lot să facă față cu brio și cu aportul meu în poartă, cu experiență, să pot să-i ajut din spate, să-i coordonez foarte bine și să reușim să suplinim lipsa celor care lipsesc și să putem să câștigăm meciul în favoarea noastră. A fost ușor de remarcat faptul că atmosfera la lot este foarte bună. Da, este foarte frumos, foarte unit. Ne bucurăm toți pentru victorii. Am avut un parcurs, zic eu, foarte bun în acest moment. Sperăm ca să ținem tot așa și în continuare și la finalul acestor etape să iernăm pe prima poziție. Cât de greu va fi acest final de sezon? Iată, întâlniți echipele foarte multe, echipe pe care le veți întâlni probabil și în play-off. Da, va fi destul de greu. Dar cred eu că echipa noastră are valoare, are capacitatea de a ține trena sus și să reușim să facem o figură frumoasă, cel puțin la fel ca anul trecut, așa am trecut la fel. În iarnă am fost acolo sus în primele două. Sperăm anul acesta să fim chiar pe primul loc să iernăm. Da. Mersi. Cu